Senatoarea Steliana Miron vrea să le facă o surpriză frumoasă persoanelor în vârstă. Parlamentarul sucevean s-a gândit să le producă o bucurie tuturor celor care au nepoți și să le dedice ziua de 1 octombrie ca fiind ziua bunicilor. Steliana Miron a declarat că ideea de a iniția această propunere legislativă i-a venit în prag de sărbători. Senatoarea a făcut deja toate demersurile, iar săptămâna viitoare va trimite către biroul permanent inițiativa sa pentru dezbatere. Mai mult, Steliana Miron are și sprijinul colegilor săi. Una dintre inițiativele legislative pe care le voi avea va fi ca să fie și o zi a bunicilor, pentru că așa cum mamele au o zi a lor, copii și chiar tații, de ce nu să aibă și bunicii noștri? Consider că este un respect adus acestora și chiar merită să aibă și ei o zi a lor. De asta m-am gândit la data de 1 octombrie, care este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, și atunci ar fi un moment ca tuturor bunicilor să le spunem și noi un la mulți ani. Senatoarea Steliana Miron consideră că se poate îmbătrâni frumos dacă și societatea din care facem parte este capabilă să înțeleagă nevoile vârstei a treia și problemele cu care se confruntă.